Ligea. Deci problema este că întrebările astea sunt exact în două extreme, știi? Deci ori e șmecher și fute, ori e fraier și nu fute. Deci, adică nu te gândești că există fix un bărbat care să le aibă... Perfect așa, ba da, eu, fii atent, deja. Mă văd sau nu mă văd? Știi? Ce vezi, mă? Că nu trebuie să fie neapărat la extreme. Da, mă, geniu, dacă sunt cunoscut și foc pe aia și fac și dragoste cu și Albert, dar și fut pe aia, să mor. N-am cum să mă abțin. Aia putea să acces un băiat ca mine. De ce? Mie îmi pare super rău. Înseamnă că nu te-ai îndrăgostit de cineva. Bă, când ești îndrăgostit, hai să vă zic eu. Când o să te îndrăgostești, dacă eu, uite, eu. Da. Bine, frate, uite. Ce vorbesc, vorbesc la mine. Eu am fost... Nu contează dacă sunt sau am fost. Eu mă îndrăgostesc de fapt. Cât timp eu sunt îndrăgostit de ea, nu, dacă mi-apare în fața oricine, eu nu asta pun. Asta e, deci nu te-ai îndrăgostit despre asta e vorba. Dar n-ai cum să fii, să ai focul ăla toată viața. Așa. Că deja devine nevasta, deja devine nevastă-ta, te trezești, o vezi. Așa. Adică tot ai foc. Când te vii de la șpriș și e nevastă-ta, tot ai dragul ăsta cu ichea în pat. Dar n-ai cum să zici că nu o să fost pata. Cu orice bărbat înșeală. Și orice bărbat înșeală. Și orice femeie? Da. Gen, tu crezi că femeile gen doar joacă un rol așa și realitatea din spate este... Bă, te-ai psiholog? Da. Și tu ce ai zis că orice femeie înșeală? Da, depinde de context. Băgăm-i și pula morții mei asta da, și da, depinde de context. N-am zis că orice femeie înșeală. Adică eu sunt înșelat? Da. Adică eu dacă am uneva să aia mă înșeală? Nu. Depinde de context. Dacă o șef tu, vezi că... Da. Nu, glumesc. Bă, părerea mea, ați văzut, uite că sunteți toți de față, ați auzit oameni care i-au înșelat nevestele lor și le-au spart cu bătaia, da? Da. Pe mine dacă mă înșeală nevasta mea, dacă nu dă-ți prima secundă nici bătaie, nu-i mai dau că-i dau importanță. Alo, te-am înșelat. Ce pula mea știu? Bine, vine Sila. Uiți mă, dă-ia mă, păi cum o să... Mamă, coi, să... Capul tău să ai imagine cum o fute altul. Exact așa e și la fete, când greșeală pe ei. Ba nu e exact, eu sunt foarte supărată, sunt... Gen, la modul dacă ai o relație cu unul nu și... Nu pot, mă despart de el, sunt... Te spargi? Mă gândesc numai la chestia aia și... Înseamnă că nu iubești. Eu zic că tu ești low-key foc. Deci eu să mă rog, dacă... Deci fii atent, dacă mă înșel pe una, deci cred că am fost o relație. Așa. Bă, cine dracu nevastă să-mi spartă de tine dacă o înșel? Da, mă, deci fii atent, dar ascultă-mă. Băi, stai așa, o înșel și mă prinde, îți dai seama care o tentă să mă facă să cred că se despartă de mine. Da, mă, dă ea. Bata mea, nevasta mea, vină-mi cu... Nevasta mea și când o fuție, e udă femeia, gen. Deci să mor eu, bă, să mor eu familia mea. Deci când am văzut și mea că am făcut o relație, ascultă-mă, ca și cum, ceartă, pula mea, bătaie, nu știu, îmi dădea o palmă, mă oferea, nu știu, ageam în pat. Pula mea, vă pupați acolo, pula la pistă de udă aia și după aia gen a fost și tu la aia, bă, de multe ori s-a întâmplat să zic aia, fute-mă și bine, cum o futeai, că nu știu, adică eu așa am pățit, gen. La modul iar ok, era foc, că eu am făcut-o până și bine. Bă, faci bune de femei. Nu mă, să moară familia mea. Băi, Vlad, eu... Gen, la modul, eu trăiesc cu impresia că la femeie, o femeie nu te respectă dacă nu ai gagici. Eu o femeie nu care te respect. O să te respecte dacă ai gagici, dar nu trebuie neapărat să le fuți. Nu e vorba de gagici, în momentul în care ai senzația că... Păi mie mi se pare... Aia cu care ești n-are oportunitate, nu are valoare. Adică în ochii tăi deja ți se pare că... Știi? Gen, dacă tu ești cu o urzică de asta care nu-l vezi că are gagici și pula mea, nu mai respecti, corect? Nu trebuie să aibă, trebuie să am senzația că există altă persoană... Păi decât să ai senzația, nu mai bine ți-ar în realitatea asta? Nu mai ai senzația? Nu, nu trebuie să fii simplu. Ai un obiect, dar nu ai ceva în pahar de asta. Păi da, mă, dar asta e doar o presupunere că multe doresc, mai bine ți arată bărbatul că chiar... Dar nu trebuie neapărat să te duci să o și puți. Păi da, după aia gen poate spune... Păi ia fiți atenți! Zic. Tu, ca femeie, tu ai un bărbat, ce te deranjează mai rău, că fute pe una sau că stă cu ea, o sună, o scoate afară, dar nu fute, dar vorbește cu ea, se vede cu ea. Ce ți se pare înșelat la tine? Nu, spune-mi, te rog eu frumos, definiția la înșelat, tu. Păi înșelatul depinde de la persoană la persoană. Zi definiția ta. Părerea ta. Există înșelat emoțional ăla când exact o sună, stă cu ea la telefon, îi dă importanță, implică conexiune, sentimente și așa mai departe. Și există înșelatul ăla care e sex sportiv, da? Unde se duce să fute și vine afară. Ce prefer? Sportiv sau... Ce prefer? Sportiv sau emoțional? Sportiv, păi face fiare când o fute și mulți,
mă, te duci tu la pescuit. Nu mă, scuze mă, poate nu știu eu, iar vorbesc în neștiință de cauză, iată. Da, uite, poate și da, da, adică. Nu, 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 eu cred că de fapt umbli la orgoliu omului, adică atunci când înșelești, ești bărbat. Păi ce orgoliu are o femeie, pă, păi ce la nu te deranjează, că, dar stai un pic, de ce mă înșela pe mine? Adică și femeile tare, care se după zic pe mine să mă mai tare decât pe ea. De fapt, e umbla la orgoliu, pe ea o enervează de fapt. Înăuntru. Da, mă, da, uite, asta okay, zic. Noi ca bărbați avem alt orgoliu. Da, așa, s-o întrebat, s-o aflăm de la toate. Da. Părerea ta. Vă auzi părerea ta. Spune-mi tu definiția la înșelat. Poți să înșeli și vorbind cu o persoană fără să faci sex cu ea. Pula, așa am eu, dai ca și cum dau și un like și înșel. Să mori familia mea. Înșel sentimental, teoretic. Îi trădezi încrederea partenerului. Bă, voi sunteți nebun la cap dacă eu am nevastă și răspund nu la un cer. Care e limita înșelatului? Da, depinde în ce context îi răspunzi, depinde cu... Adică dacă îi răspunzi vreau să te fut, ești elat. Păi cum să-i zic? Nu trebuie să-i faci sex ca să-i zic. Poate cu screenshot, mă face de râs. Da, 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 da. Îmi zice mie, ce mai faci, nu știu ce, și zic, bine, tu ce mai faci? Asta e ok, adică ce-ți poate să-ți ce faci? Deci nu, eu, dacă zic eu ce vreau să zic el. Ascultă-mă. Ascultă-mă. Ca bărbat, dacă eu am o nevastă, da? Pe bune, nu vergeală în un doc de ăsta obosit. O nevastă, zici, știi toată lumea, da? Dacă ar răspunde la unul, eu mă gândesc, zic, mamă, ăsta face screenshot, zice, dacă eu fac filme, știi? Dar, noi ca bărbați... Cum să răspunde nevastă cu un frate la altul în contextul în care lasă de la ea? Și ăla știe, bă, ăla e cu... Da, mă, dar cum poate să știe că... Bă, ca să știi de la mine orice... Când ești la un nivel de succes... Crede-mă că nu există nevastă mai... ta să aibă prieteni. Exact. Fiecare are, are, fiecare are o chestie. Vrea el să știe înăuntru lui. Vrea el în caz că se ceartă cu tine să zic că eu am vorbit cu nevastă ta. Că sunt proști. Așa, pentru că deja ați ajuns în punctul în care vă pasă mult, prea mult. Păi ne pasă în problemă că noi... despre voi. Păi nu, dar noi, de exemplu... Dacă e chiar nevasta ta... Bă, frate, dar noi avem o perspectivă diferită față de un om de ăsta care se uită gen un copil blanjul de ăsta. Ascultă-mă, noi avem o perspectivă diferită pentru că noi avem gen un ego mult mai mare. Și pe noi ne respectă lumea și noi am muncit să ajungem undeva? Păi stai puțin, păi și eu stau în pula mea să facă lumea screenshot că vorbește cu gacii mea și mă vezi că eu vorbesc cu aia, ce pula mea, nu mai e în serios. Nu mai dacă se consideră nevasta ta nici nu răspunde. Păi așa e, dar nu când ții lângă tine o femeie drept nevasta. Dar dacă răspunde, să mă putem. Bun!